Sucul de țelină dintre toate sucurile de legume poate fi pus pe primul loc în ceea ce privește utilitatea. Poate fi băut pur și simplu pentru a întări organismul și pentru a elimina substanțele nocive. Uleiul esențial de țelină este foarte parfumat. Printre componentele sale se regăsesc apiol, limonen, selinenă și multe altele. Culoarea uleiului poate fi de diferite nuanțe de galben, chiar roșiatic. Uleiul esențial de țelină are aceleași proprietăți medicinale ca și țelina însăși. Este un medicament pentru sistemul urinar foarte eficient. Dacă rinichii nu funcționează bine, urina nu este excretată din organism. Este eficient să folosiți comprese calde de ulei esențial de țelină plasat pe zona rinichilor. Când compresele se răcesc, trebuie înlocuite cu altele calde. Dacă pacientul suferă de cistită, atunci puneți comprese calde cu ulei de țelină pe zona vezicii urinare. Puteți pur și simplu să frecați corpul cu orice ulei de masaj cu adaos de ulei esențial de țelină. Acest lucru va elimina nu numai excesul de umiditate din corp, ci și substanțele nocive care s-au acumulat în organism de-a lungul anilor. Astfel de proceduri sunt foarte utile pentru artrită, gută, reumatism și celulită. Iar cel mai simplu remediu natural cu ulei de țelină este mestecatul semințelor de țelină. În acest fel, cândva femeile sporeau lactația și au reglat ciclurile menstruale, iar bărbații au îmbunătățit funcționarea tractului digestiv, a ficatului și au crescut potența. Utilizarea periodică a uleiului esențial de țelină va ameliora sindromul de oboseală și vă va revigora. Infuzia de țelină este folosită pentru a calma durerea, precum și pentru a normaliza funcționarea sistemului nervos, ca tonic. Infuzia de țelină îmbunătățește somnul, ameliorează tensiunea. Este foarte recomandată persoanelor în vârstă. Curăță și spală țelina, taie bucăți mici și pune totul în blender. Adaugă o cană de apă și amestecă bine. La dorință se poate adăuga un măr sau alte fructe legume. Savurează cu plăcere. Sucul de țelină conține vitamina C, vitaminele B, precum și mult potasiu organic, calciu, sodiu și fosfor, care susțin organismul în timpul efortului fizic intens. Sucul de țelină conține un procent mare de sodiu organic activ, biologic. Una dintre proprietățile chimice ale sodiului este menținerea calciului în stare dizolvată. Țelina crudă conține de 4 ori mai mult sodiu organic decât calciul. Acest raport îl face unul dintre cele mai sănătoase sucuri pentru persoanele care consumă zaharuri concentrate și amidon mai mult sau mai puțin constant de-a lungul vieții. Dacă începeți dimineața cu 100 de grame de suc de țelină, atunci corpul primește o încărcătură de vivacitate pentru o jumătate de zi. Digestia se îmbunătățește, intestinele sunt curățate pe depozite, compoziția sângelui se normalizează, metabolismul se îmbunătățește, nisipul și pietrele sunt îndepărtate din vezică și rinichi. Relatează sunt mămică.com.